Bun găsit la știrile Alfa Omega, știrile care te țin la curent cu ce se întâmplă în lumea creștină din România. Vrem să fim o sursă credibilă de informații, dar totodată vrem să fim martori și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România. Împreună analizăm ce se întâmplă în jurul nostru și abordăm evenimentele dintr-o perspectivă creștină. În România, anul 2008 a adus în atenția publicului o statistică ce prezenta situația victimelor violenței domestice. Aproximativ 11.500 de cazuri înregistrate la Agenția Națională pentru Protecția Familiei, 64% dintre acestea fiind femei. Însă, cei care sunt implicați în acest domeniu și vin în sprijinul victimelor spun că fenomenul are o mult mai mare amploare, iar în majoritatea situațiilor se transmite de la o generație la alta sub forma unui stil de viață considerat normal. Asociația Compassion and Care din Ploiești este una dintre organizațiile ce asistă femeile și copiii care suferă din cauza violenței domestice. Să urmărim în continuare un reportaj realizat cu ajutorul Mihaelei Cordonașu. Se estimează că numărul real al victimelor violenței în familie este de aproximativ 1.200.000 pe an, chiar dacă în statistici apar doar în jur de 100.000 de cazuri. Din dorința de a sprijini femeile și copiii care suferă din cauza violenței domestice, în vederea protejării lor, a schimbării situației abuzive și a reintegrării în societate, în anul 2011, în Ploiești, Asociația Compassion and Care a deschis un centru de consiliere. Ne-am uitat puțin pe hartă și am văzut că Slobozia, un orășel cu 50.000 de locuitori la momentul acela, avea deja un adăpost organizat pentru femei care erau afectate de violența intrafamilială și se prefigurau încă două. Pe când Ploieștiul, un oraș la momentul acela cu 250.000 de locuitori, nu avea nimic de genul acesta. Și atunci am fost călăuziți de gândul acesta de a merge într-un loc unde femeile nu erau ajutate în niciun fel. Am pornit la drum împreună cu o organizație din Statele Unite ale Americii, numită Transitions Gate, o organizație care ne-a ajutat să cumpărăm acest spațiu și să îl modernizăm. Asociația are mai multe direcții de acțiune, în special pe probleme specifice femeilor. Una dintre ele este legată de asistarea socială a femeilor care sunt afectate de violența intrafamilială și, de asemenea, avem în vedere și educația pentru sănătate. Din ce în ce mai multe surse de informare sunt, oamenii sunt din ce în ce mai interesați de modul în care să își îngrijească sănătatea, însă este încă mult de îmbunătățit la capitolul acesta în ceea ce ne privește pe noi românii și în special în ceea ce ne privește pe noi femeile. În centrul de consiliere al asociației se oferă atât rezidență temporară cât și consiliere socială, psihologică și juridică. Centrul de consiliere Josephine Knox a fost deschis de Asociația Compassion and Care la începutul anului 2011 și de atunci oferă neîntrerupt servicii sociale pentru femeile afectate de violență intrafamilială. Ce primesc femeile aici? Primesc consiliere socială, primesc consiliere psihologică și individuală, dar și de grup. De asemenea, primesc îndrumare juridică dacă au nevoie. Sunt încurajate întotdeauna să-și dezvolte și latura lor spirituală și să se apropie de divinitate, să se apropie de Dumnezeu, pentru că noi nu suntem oameni întregi dacă nu avem și partea aceasta. Femeile care au fost abuzate și bat la porțile organizației vin împreună cu copiii lor. Sunt și femei care vin împreună cu copii și pentru acestea asigurăm și consiliere parentală pentru cuplul mamă-copil. De regulă, aceste situații de violență intrafamilială fac femeile să fie foarte preocupate de siguranță, foarte preocupate de traiul zilnic, din ce ne asigurăm mâncarea, am plecat de acasă, ce ne facem, unde o să locuim. De regulă, aceste plecări de acasă au loc în urma unor episoade foarte violente care sunt apăsătoare atât pentru mamă și pentru copil și, de regulă, această relație mamă-copil are puțin de suferit în cursul acestui proces prin care femeia se pune la adăpost împreună cu copiii ei. Și atunci noi venim și susținem cuplul mamă-copil în așa fel încât relația să fie restabilită și apropiată. Paula Oprea prezintă câteva date statistice din cei 13 ani de funcționare și amintește și despre proiectele de prevenire din școli. În acești 13 ani de activitate au fost acordate aproximativ 4.100 de ședințe de consiliere individuală și aproximativ 1.000 de ședințe de consiliere de grup sau de grupuri de suport. De asemenea, am desfășurat în licee din județul Prahova 9 proiecte de prevenire a violenței intrafamiliale, în care am intrat la fiecare clasă de copii, la fiecare oră de dirigenție și am vorbit despre relațiile sănătoase din familie, încercând să schimbăm optica pe care tinerele generații o au și să modificăm dinamica aceasta a relațiilor familiale, în sensul de respect reciproc, în sensul de dragoste reciprocă, în sensul de normalitate. Fiind o organizație non-profit, finanțarea se face din donații și Dumnezeu a avut grijă să nu le lipsească nimic în acești ani. Din donații, din sponsorizări, din fișe de 3,5%. Avem un eveniment anual de strângere de fonduri pe care îl organizăm și cei care cunosc activitatea noastră participă și ne susțin cu foarte multă generozitate. În ciuda bunăvoinței celor din jurul nostru, n-aș putea spune că am avut vreodată din belșug. Dar nici n-am rămas niciodată fără ceea ce ne-a trebuit, fără ceea ce am avut nevoie în fiecare zi de funcționare și îi mulțumim lui Dumnezeu că la momentul acesta sunt deja 13 ani de când funcționăm neîntrerupt. Persoanele care au nevoie de serviciile asociației pot merge direct la sediul din Ploiești, pot suna sau pot găsi informații pe site. Cei care au nevoie de serviciile asociației pot veni direct la sediul nostru din orașul Ploiești. De asemenea, ne pot suna la numerele noastre de telefon, pot să ne găsească pe pagina noastră de Facebook, pe pagina noastră de Instagram, de asemenea pe website-ul asociației Compassion and Care.ro. O altă modalitate este faptul că partenerii noștri, respectiv Avocatul Poporului sau Poliția Prahova, direcționează către noi pe cei care au nevoie de serviciile noastre. Lucrarea realizată în cadrul asociației Compassion and Care are ca scop vindecarea emoțională și reintegrarea socială a femeilor afectate de violența intrafamilială. În decursul celor 13 ani de funcționare au fost multe femei care au apelat la serviciile instituției. Președinta asociației, Paula Oprea, își amintește de un caz din perioada de început care a marcat-o profund. Mi-aduc aminte de această femeie care a fost trimisă la noi direct din spital, fusese internată 6 săptămâni, în spital pentru că fusese bătut atât de rău încât a avut dislocate mai multe organe interne. Și în momentul în care a venit la noi și a intrat pe ușă, te uitai la ea și nici măcar nu semăna femeie. Era atât de slabă, era îmbrăcată cu o pereche de blugi care stăteau foarte rău pe ea, dat fiind faptul că era foarte slabă, cu un tricou, niște ochelari cu dioptrii foarte mari, tunsă foarte, foarte scurt și în momentul în care ne-a povestit toate atrocitățile la care era supusă în prezența copilului care avea un băiețel de 6 ani care asista la toate lucrurile acestea, efectiv soțul ei dădea cu pumnii și cu picioarele în ea, ea se ghemuia într-un col și stătea acolo și aștepta ca el să termine. Și o întrebam în momentul în care ne-a povestit toate aceste lucruri, am întrebat-o: și tu ce făceai? Eu adunam mâinile așa peste abdomen și picioarele cât puteam de aproape de mine, în așa fel încât să mă feresc cât puteam de mult și stăteam acolo ca să termin. Acesta a fost răspunsul ei și am încercat cât de repede am putut să-i găsim un loc într-un adăpost. Noi colaborăm cu 2 adăposturi, unul din Brașov, unul din București, unde putem să trimitem beneficiarele noastre atunci când au nevoie să plece de acasă. pentru a-și asigura siguranța aceasta necesară. Și am luat legătura cu unul din aceste adăposturi, am găsit un loc liber, am mers și am dus-o noi personal până acolo, pentru că ne-a fost teamă că, fiind atât de slăbită, nu o să reușească să ajungă. Și s-a adaptat în adăpost și ea și copilul și după aproximativ 2 luni de zile am sunat-o și am întrebat-o cum este, ce face, cum s-a adaptat, dacă și-a găsit serviciu, dacă copilașul este bine și ne-a spus dacă știam că este atât de bine, plecam mai demult de acasă. Sunt vremuri foarte provocatoare pentru creștini și multe lucruri sunt în declin. De aceea, Biserica lui Hristos trebuie să fie puternică, să aibă o viziune clară și o viață de rugăciune constantă și să înțeleagă care este chemarea lui Dumnezeu. Este un timp în care se pune accent pe restaurarea altarului rugăciunii la toate nivelurile, personal, în familie, în biserică și ca strategii pentru orașe, regiuni și națiuni. Rugăciunea nu este confesională, spun mulți lideri creștini. Este o disciplină și face parte din viața spirituală a credincioșilor. În aceste timpuri, Biserica lui Hristos trebuie să fie puternică, să aibă o viziune clară și o viață de rugăciune constantă. Cred că trebuie să stăm în adevărul lui Dumnezeu, să stăm aproape de Dumnezeu. Mă gândeam chiar la lucrul acesta, că intri pe internet, intri pe telefon, intri pe Google, găsești imediat o informație și zici adevărată. Dar și informația aceasta pe care noi o primim de la Google sau de la inteligența artificială sau din altă parte, este undeva într-o bază de date. Și ei îți oferă ceva ce vor ei să-ți ofere. De aceea e foarte important în vremurile acestea să rămânem la sursa principală, la Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde este, cum spuneau părinții noștri, la izvorul apelor vii, la un izvor curat, la un mesaj curat, la adevărul curat, la ceea ce Dumnezeu ne învață, dincolo de alte surse pe care le avem în lumea aceasta. Trăirea zilnică în dependență de Dumnezeu la nivel personal influențează viața de rugăciune a bisericii. Legat de viața de rugăciune, știu că aici suntem foarte mulți dintre noi învățați într-un fel sau altul, până de la poziție, la felul ce spunem, cum ne rugăm tare sau încet, mult sau mai scurt. Eu cred că este foarte importantă ideea că viața de rugăciune nu e doar să cerem ceva, ci viața de rugăciune este un dialog, o comunicare care dezvoltă între noi și Dumnezeu o relație. Repet, nu doar din când în când, ci dezvoltă o relație zilnică. Așa cum noi în familiile noastre comunicăm cu partenerul, cu copiii, la fel în familia cerului comunicăm cu Tata și inclusiv cu Domnul Iisus Hristos și o văd mai mult decât necesară. Vorba lui pastorul Richard Wurmbrand că rugăciunea este respirația sufletului și atunci chiar avem nevoie de asta zilnic. Cred că începând de la intimitatea personală cu Domnul, de acolo pleacă orice relație de rugăciune sau părtășie intimă cu Dumnezeu, iar apoi existindu-se în biserică va ajuta fiecare membru să se adune, să se lege puțin în rugăciune. Am observat că oamenii au nevoie puțin de încurajare, când cineva se roagă puțin mai tare sau să fie puțin mai, să fie stârniți în rugăciune. Stau departe și mă feresc de activitate religioasă. Rugăciunea pentru noi este o stare de vorbă care vine din umblarea cu Dumnezeu și când sunt evenimente în biserică, de orice fel, întotdeauna stăm de vorbă cu Tatăl nostru în numele Lui Iisus și venim cu orice fel de problemă la El, ca și comunitate, ca independent, cu unul, cu altul, dar rugăciunea este zi de zi, este o activitate zilei care vine din nevoia noastră de dependență după Dumnezeu. Pentru creștini este important să se întoarcă la altarul rugăciunii, iar bisericile să se implice în lucrările de rugăciune și mijlocire. Biserica Letei are o viață de rugăciune foarte bine dezvoltată. Am început anul cu 3 săptămâni de post și rugăciune. Ultima săptămână din perioada asta a fost o săptămână în care ne-am întâlnit în fiecare seară la rugăciune. În fiecare săptămână programul nostru de biserică începe cu un timp de rugăciune. Avem rugăciunea Doamnelor luni, avem rugăciune de mijlocire, marți dimineața la ora 6:30 pentru cei care se trezesc. Deci avem avem partea de rugăciune în bisericile casă în timpul săptămânii. Rugăciunea este esențială pentru creștini, pentru că este ca și momentul în care băgăm un telefon în priză ca să încărcăm bateria, tot așa ne conectăm la Dumnezeu și primim resurse, primim putere, primim tot ceea ce avem nevoie în conexia noastră cu Dumnezeu. Și rugăciunea este, prin definiție, momentul în care ne întâlnim cu Dumnezeu, auzim de la Dumnezeu și spunem lucrurile lui Dumnezeu. Cred că biserica trebuie să se roage, să fie parte a mișcărilor de rugăciune. Noi chiar la Castăplarul Logna Mureș, Dumnezeu ne-a dat această dorință să ne întâlnim în fiecare lună, să avem o săptămână de rugăciune și deja facem asta de un an și ceva, aproape un an jumate, în care în fiecare lună avem o săptămână de rugăciune. Și căutăm pe Dumnezeu, căutăm fața lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de însoțirea aceasta spirituală, însoțirea Duhului. Avem rugăciune săptămânal în biserică, momente de rugăciune în care biserica se adună și ne rugăm specific pentru anumite cauze și pentru biserică și pentru cauze externe, le spunem noi, anumite persoane care au nevoie specială de rugăciune, dar și pentru comunitatea în care suntem și oamenii vin cu pasiune, se adună și pun bază pe rugăciune. Rugăciunea creștinilor atrage binecuvântările lui Dumnezeu atât în viața personală și a familiei, cât și peste orașe, regiuni și țări. Organizația Wycliffe este o alianță globală de misiune care activează la nivel internațional și are sedii în peste 60 de țări. Viziunea este aceea de a oferi cuvântul lui Dumnezeu fiecărui popor în limba lui. În urmă cu câțiva ani, Wycliffe a identificat două nevoi în România: traducerea Bibliei pentru persoanele care nu aud și o traducere pentru romi. Directorul lucrării de traducere a Bibliei în limba romani standard, Zompi Robert, ne-a oferit detalii. Traducerea Cuvântului lui Dumnezeu în limba maternă pentru ca fiecare națiune să aibă acces la Biblie este misiunea organizației Wycliffe. În urmă cu câțiva ani au început în România două proiecte specifice. Unul dintre ele se referă la traducerea Bibliei în limba romani standard. În prezent este finalizată Evanghelia după Ioan, atât pentru adulți cât și pentru copii. De asemenea, sunt în lucru alte două capitole ale Bibliei. S-a tradus Ioan, Evanghelia după Ioan, o avem în două formate, pentru adulți și pentru copii, cu imagini, este același text. Biblia este disponibilă, porțiunile din Biblie sunt disponibile pe site-ul nostru biblia-rromani.ro, unde se poate citi, auzi, dar se poate viziona și filmulețe care au Biblia în limba romani. Acum stadiul este, Ioan, cum ziceam, este tradusă și printată. Am terminat Faptele Apostolilor, în curând va fi disponibilă pe site-ul nostru, atât scrisă cât și audio. Echipa de traducere lucrează la traducerea Evangheliei după Marcu. În acest fel, comunitățile de romi din România, dar și din Europa, pot citi și auzi Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor. Foarte mulți oameni spun, toți romii din România vorbesc limba română, de ce au nevoie de Biblia în limba lor. Vreau să spun că Dumnezeu este atât de mare încât vorbește și limba României. Atunci când auzi Cuvântul lui Dumnezeu în limba ta, intră direct la inimă. Dacă auzi în limba care se vorbește în jurul tău, poți să înțelegi într-o oarecare măsură, dar atunci când îți vorbește pe limba ta maternă, merge direct la inima. Și sperăm ca Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să vorbească și romilor pe limba lor, ca în așa fel încât viețile lor să fie transformate și să fie atinși de Cuvântul lui Dumnezeu. Echipa de traducere este formată din persoane de diferite confesiuni și reprezintă diferite dialecte romanii. În această lucrare de traducere a Bibliei pentru romi avem 4 voluntari care toți sunt absolvenți ai Facultății de Litere din București, secția Romanii. Avem 2 exegeți care ne ajută cu suportul biblic din textele originale, iar eu mă ocup de coordonare și de promovare. Mai sunt ceilalți colegi care fac parte din Comitetul de traducere, toți sunt voluntari. Încercăm să ducem porțiunile traduse, Evanghelia, la toți romii. Creștinii, indiferent din ce cult fac parte, sunt așteptați în Vinerea Mare pe Național Arena din capitala României pentru a onora numele lui Dumnezeu. Evenimentul Trezirea Națiunii va avea loc în 3 mai de la ora 17. Creștinii sunt chemați să treacă peste barierele religioase și să vină împreună pentru a se închina și a cere protecția lui Dumnezeu peste România. Evenimentul este organizat de Biserica Profides din București, iar pastorul Tony Berbece transmite un mesaj pentru unitatea creștinilor în aceste timpuri. Am văzut popoare vindecate de tine. Dragii mei, cu foarte mare entuziasm vă anunț despre evenimentul Trezirea Națiunii pe Național Arena, care va avea loc și anul acesta, pe 3 mai de la ora 17. Nu uitați că intrarea este liberă. Ce vreau să vă spun este, oare într-un popor de aproximativ 20 de milioane de locuitori va găsi Hristos 55.000 de creștini autentici care să-i onoreze numele, să-i cinstească numele și să șteargă rușinea de pe obrazul creștinismului din România? Oare? Rămâne această întrebare și vom vedea. Eu cred că dacă diavolul a reușit să strângă prin festivaluri cu iz demonic, a putut să strângă peste 100 și ceva de mii de oameni, oare noi creștinii ne putem aduna? Avem libertate religioasă, nu ne vânează nimeni, nu ne oprește nimeni, putem veni la chemarea Duhului Sfânt, dar oare vom putea noi trece peste confort? Oare vom putea trece peste barierele religioase dintre noi? Mă rog Domnului să poți să-i spui da lui Hristos și să vie ei să te închini împreună cu noi, căci nu va fi îndemn, nu va fi cântare, nu va fi mesaj fără a nu-L onora pe Hristos și doar pe El. În Vinerea Mare, Hristos a pătimit pentru noi. Dacă El a putut să stea cu mâinile întinse pe o cruce, cred că putem și noi să facem un efort și să venim de pretutindeni aici, în capitala țării, pentru o trezire spirituală fără precedent. Și închei cu acest verset minunat, Ioel 1:14. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Iată, acest profet ne îndeamnă să strigăm către Dumnezeu. Haideți să-L aducem din nou pe Dumnezeu în fruntea acestei națiuni și să strigăm în gura mare, Dumnezeu este cu noi! Acestea au fost știrile Alfa Omega de astăzi. Puteți urmări cele mai noi știri și reportaje creștine accesând pagina noastră de Facebook sau YouTube Știrile Alfa Omega sau pe site-ul nostru alfaomega.tv, secțiunea știri creștine. Totodată vă reamintim că această emisiune este posibilă datorită donațiilor telespectatorilor, așa că vă mulțumim celor care sprijiniți financiar lucrarea de emisiune prin media. Eu sunt Adriana Niță și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână binecuvântat!